Elevii din România se află printre primele locuri în Uniunea Europeană în ceea ce privește studiul limbilor străine. În țara noastră, elevii din ciclul secundar învață cel puțin una. Engleza este de departe cea mai populară limbă străină în acest ciclu de învățământ, fiind studiată de peste 17 milioane de elevi. Aproape 60% dintre elevii din ciclul de învățământ secundar din Uniunea Europeană studiază cel puțin două limbi străine, potrivit unui studiu al Oficiului European de Statistică. Într-un clasament, pe primul loc se află cei din Luxemburg cu un procent de 100%, apoi Finlanda, Italia, Estonia și România, unde procentajul ajunge la 95,6%. Credem că este un lucru extrem de bun pentru toți elevii din țara noastră, pentru că este bine știut faptul că trăim într-o epocă în care copiii noștri, după absolvirea studiilor universitare, se angajează în companii care au adesea sunt venite din Europa, nu că sunt din Franța, din Belgia sau din Marea Britanie. Și putem spune din proprie experiență că avem elevi care lucrează peste hotare pentru că și-au dobândit și în anii de gimnaziu foarte bine toate noțiunile de limbă engleză și de limbă franceză. Lucru care nu face decât să ne bucure și să ne motiveze în a învăța pe copii cât mai multe despre aceste limbi moderne. Elevii susțin că studiul acestor limbi îi va ajuta pe viitor în dezvoltarea profesională. Crezi că îți vor folosi pe viitor limbile străine? Da, pentru că îți găsești locuri de muncă mult mai simplu și, de exemplu, dacă ai o carieră de sportiv și ai multe turnee, poți comunica mult mai ușor cu oamenii. Spune-ne ce părere ai despre studiul limbilor străine în școala generală. Sunt foarte bune deoarece te ajută foarte mult când vei fi adult pentru găsirea locului de muncă mai ușor. Sunt foarte de acord cu ele, chiar pentru opțional am propus spaniola, pentru că mă gândesc, adică nu strică o limbă străină. Bine, nu s-a aprobat, dar sper ca anul viitor să-i aprobeze. Și nu știu, o să am mai multe oportunități, adică o să pot să merg în multe țări. În instituțiile de învățământ din România, limbile străine studiate sunt engleza și franceza, bineînțeles prima fiind engleza.